AFC Dunărea Călăraș a primit în urma ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș suma de 500.000 de lei pentru platarii ratelor. Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021, la care s-a depus un amendament privind introducerea acestei sume. Banii ajung doar pentru plata parțială a salariilor restante. În acest moment, jucătorii echipei de fotbal se pregătesc pentru primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 1, ce se va disputa cu FC Voluntar pe stadionul Ion Comșa din municipiul Călăraș în data de 29 mai. Doamna Petcu, solicită modalitatea cum este calculată cotizația la AFC Dunărea. În funcție de solicitare, de nevoile. Adică suma maximă pe care o virăm noi anual către AFC? Nu e fixă. E în funcție cum de solicitare. Se calculează? Cum? La... Păi o cotizație o stabilește dumneavoastră. Un referat, o notă de fundamentare, cum se calculează? Baza unei adrese a clubului unde suntem membri fondatori, ne depune o adresă și dumneavoastră în plen o aprobați sau respingeți. Bine, să discutăm Consiliul de Administrație, normal. Bine, pleacă toate aprobările, începând de la Consiliul Director, adunarea generală și va ajunge la noi. Fundamentează cheltuielile clubului pe un an de zile. Vreți să aducem lămuriri suplimentare? Sigur, dacă este cineva dispus să ne spune exact. Așa, Grama, tu te-ai ocupat de clubul de fotbal din partea Consiliului de Țean. Te rog frumos, doamnei consilier. Ce motivație are la bază? Când face un referat, o notă de fundamentare, care e motivația? De ce se măresc cotizațiile? Este un buget care e fundamentat în adunarea generală a clubului de fotbal și se transmite acest buget cheltuielile care sunt aferente unui an competițional, se transmite acest buget, se transmite către Consiliul Județean. Urmând ca deliberativul să aprobe în funcție de sume. Sau să amendeze. Sau să amendeze, cum s-a întâmplat anul trecut, din bugetul de 1,7 milioane, s-au aprobat inițial doar 4,4 milioane. Și anul acesta cât ați solicitat? Până la momentul ăsta au fost virați către clubul de fotbal 1,9 milioane, cu 53%, reprezintă de fapt 53% din suma alocată pentru sezonul precedent. Gândiți-vă că din cauza pandemiei veniturile din vânzarea biletelor au fost, nu au existat și dacă ne raportăm la anul precedent însemna 700.000 de lei. Deci sunt venituri care nu au mai fost aferente clubului și cheltuielile care sunt generate de deplasare, o singură deplasare a echipei de fotbal înseamnă 20.000. Doar meciurile care au fost în play-off-ul Ligii a doua au însemnat ca și costul la nivelul clubului 200.000 de lei. Puteți personalul administrativ. Sponsori ați căutat? În afară de Consiliul Județean care cotizează, există și sponsor? Păi dacă abordăm în continuare cu rezerve, o să-i gonim pe toți. O să rămânem singuri în Consiliul Județean și o să le războim noi între noi și o să rămânem numai noi. Ca în celelalte și agenții țări, economici o să... Da, nu doar Consiliul Județean să cotizeze, ci să existe și sponsor. Avem un director sportiv aici. Domnule director sportiv, domnul Galea. În primul rând vreau să vă spun bună ziua tuturor. În al doilea rând vreau să menționez faptul că, așa cum a subliniat și dumneavoastră, toată țara a trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea din punct de vedere economic, dar noi, în schimb, echipa care este echipa orașului și dumneavoastră trebuie să țineți cont de acest lucru, că echipa Călăraș reprezintă acest județ și nu este nici a mea, nici a domnului președinte, nici a dumneavoastră, trebuie să o susținem în continuare. În funcție de performanțele pe care această echipă le obține, este adevărat că și cheltuielile cresc. În momentul de față, echipa și-a îndeplinit obiectivele, a ajuns pe un loc de play-off, iar după aceea a ajuns pe un loc de promovare pentru Liga 1. De jucând aceste meciuri, automat noi trebuie să mergem mai departe. Mai avem două meciuri care se dispută sâmbătă și joia viitoare, unul de la ora 18 acasă și cel din deplasare. Automat aceste meciuri mai implică și niște costuri suplimentare. Am înțeles că au fost niște probleme economice. Eu așa solicit din partea clubului să mi se mai acorde o suplimentare a bugetului, pentru că
jucătorii și antrenorii și staff administrativ avem nevoie de acest lucru. După cum bine știți, noi nu prea mai fost plătiți de foarte mult timp și fac și eu măsura dumneavoastră să ne înțelegeți, să lăsați aceste orgolii politice, pentru că și noi ca și dumneavoastră avem familie și copii și reprezentăm județul Călăraș. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu, întrebarea a fost clară. De ce nu avem sponsor la echipă? În momentul de față, din punctul meu de vedere, după cum bine știți și noastră, situația economică a țării a fost foarte grea, multe firme s-au închis și această problemă, cred eu că... Anul trecut au fost. Deci au fost, dar vă dați seama că acum situația este una mai dificilă. Eu cred că sponsorii trebuie căutați atenție. Da. În primul rând, sponsorii nu pot fi decât firmele foarte mari. Nu neapărat. Sponsorii unei astfel de echipe, despre o echipă de ligă. Nu neapărat. Dar nu totul se rezumă la sponsor, pentru că vă dați seama că... Nu, dar nici la cotizație. Nu e normal să cotizeze numai Consiliul Județean și Primăria un astfel de sport. Primăria nu este. Nu este implicată în acest proiect. Nu, e membru fondator în ONG. Da. În forma de organizare a noastră e unul de membrii fondatori. Da. Dar noi am stabilit clar că o singură unitate publică poate să financeze o ramură sportivă. Și aici am noi Consiliul Județean Fotbalul, iar Humble-ul a luat Primăria Municipiului Călăraș. Și am delimitat foarte clar responsabilitățile fiecarei unități teritoriale administrative. Noi să ne ocupăm de fotbal, iar Primăria Municipiului de Hamba. Grama completare la sponsorii pentru fotbal, echipa de fotbal? Vreau să completez următor lucru. La nivelul Ligii a doua, există o singură echipă cu capital privat și aceea este Ripensia Timișoara. În rest, toate celelalte echipe sunt finanțate din bani publici, fie Primăria Municipiului reședință de județ, fie Consiliul Județean, iar la nivelul Ligii 1, primele patru echipe care au și terminat în acest campionat în clasament sunt echipe private. În rest, pe aceeași procedură, finanțările vin doar din bani publici. Poate să vă confirme și domnule Curăț. Ok. Știți, domnule Curăț, că a fost trebuit să vă spun. Supun la vot proiectul, de hotărâre numărul 1. Cine este pentru? Cine se abține sau este împotrivă? Am dat și online acum, vă rog frumos, domnul președinte. Să votăm și că... Da. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Cine se abține? 2 abțineri. 3, 4 abțineri. Și o neparticipare. O neparticipare. Deci 3 abțineri. Mă lasă domnul președinte, nu știa. Pe subiectul fotbal. Aș fi vrut să intervin la diverse, dar să nu se răcească subiectul. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Salut și eu cu simpatie pe domnul director sportiv Ganea. Și aș vrea să vă reamintesc, da, cu toții înainte de a fi consilieri și reprezentanți ai unor partide politice care au fost trimiși în Consiliul Județean de către cetățeni, în primul rând suntem cetățeni. După aceea avem acest statut onorant de consilieri județeni. Ceea ce au făcut echipierii de la Dunărea a bucurat un județ întreg. Sau ar fi trebuit să bucure un județ întreg. Până ca bucuria să fie desăvârșită, mai este un pas. Adică echipierii, antrenorii, tot staff-ul tehnic, Consiliul Județean, cei care au administrat acest aproape desăvârșit succes, ca să fie un succes de plin, mai este un pas. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, sau cei care ați pus umărul la pasul acesta. Și de ce am zis prima dată că sunt cetățean, în primul rând? Mergând pe stradă, în magazine, pe lângă stadion, că în stadion am reușit să intru din cauze de pandemie, știu că jucătorii n-au fost plătiți. Știu că sunt cheltuieli încă neacoperite. Care ar fi, cu bunul simț care îl caracterizează pe colegul nostru din sport,
timid a pus accentul. Eu pot să pun accentul un pic mai puternic. Când vor fi plătiți cei care au alergat în gazon și în afara gazonului, o dată, și doi, ce poate să facă Consiliul Județean în plus pentru ca cele două meciuri să aducă bucuria de plină județului Călăraș? Da, dar urma să avem un proiect să amendăm, să spunem, la solicitarea domnului Ganea, că a venit astăzi cu domnul antrenor Pustai. Solicitarea consta în a asigura măcar un salariu ca dumneavoastră să aprobați în cotizație. Noi avem deja proiectul de buget aprobat și urma să depune, a depus proiectul de performanță pentru aprobarea banilor pe care i-am alocat pentru performanță. Sunt câteva echipe care au depus dosarele, e vorba de Dunărea Călăraș, de Oltenița, de echipa din divizia C, Oltenița, Borcea și Model. Și aceste proiecte au drept de contestare până pe 10 iunie. Dar noi discutăm astăzi pentru că intervenția celor doi astăzi venind la mine, am spus că nu pot eu, atributul trebuie să fie al consilierilor județeni, să aprobăm o sumă de 500 de mii de ron, cotizație suplimentară la proiectul de buget pe care l-am aprobat în urmă cu o lună. Și aici de aceea, mă rog, prezentarea pe care a făcut-o domnul director sportiv, a făcut-o înainte să ajungem la proiectul de buget, de fapt, în loc să-i răspundă doamnei consilier Petcu la întrebarea de ce nu avem sponsori, domnia s-a spus nevoile și dorința de performanță pe care ei au realizat-o și ne solicită acum, exact cum spune și dumneavoastră, domnule președinte, să asigurăm înainte de această mare bucurie și mare performanță pe care o are Dunărea Călăraș astăzi, un meciul de calificare pe care l-avem cu voluntariu. Da, o echipă a orașului voluntari destul de sus din punct de vedere financiar la ce înseamnă un oraș cum e voluntariu. Noi discutăm acolo de bugete de 3 ori mai mari ca ale județului Călăraș. Da, au acolo, să spunem, o performanță mare. Suntem astăzi puși în situația să fim în baraj cu ei și avem două meciuri. Dacă tot am intrat la fotbal și discutăm de fotbal, vă dau răspuns. Sunt astăzi 5 salarii. Nu, grama, 3 salarii, te rog frumos. Da, 3 salarii sunt. Pentru că noi, ca să putem să fim în Liga 1, a trebuit să achităm datorile la 31 decembrie 2020. Deci noi, luna în curs, o avem de plată pe 26. Sunt jucători care au fost plătiți la luna ianuarie, sunt jucători care urmează să fie plătiți din suma care s-a alocat astăzi la luna februarie. Deci noi vorbim strict de 3 salarii. Stai că nu s-a alocat, că trebuie să treacă prin votul consilierilor. Dar vreau să... Că nu s-a alocat. Ca să înțeleagă și domnul Meseșanu, vreau să completez un singur lucru. Faptul că din această sumă de 500 de mii de lei, 161 de mii de lei pleacă doar către bugetul de stat. 70 de mii de lei pleacă către personalul administrativ. Domnul Grama, eu o să fac eforturi să înțeleg, dar ideea este pragmatic. Dom'le, noi putem să facem ceva pe ultima sută de metri, ca acești băieți extraordinari să intre în teren și altfel decât cu promisiuni, e simplu. Lăsați-mă cu chestiunea asta. Dacă aprobăm, să intre cu niște... Haideți să facem în așa fel încât să fim liniștiți, da? Că tot ce am putut să facem, am făcut. Chiar dacă voluntarul nu se compară, cum bine ați spus, ca sume și ca posibilități financiare, sponsor fără sponsori, ca băieți ăștia să fie plătiți, nu cu promisiuni, ci cu banii pe care îi merită. Da. Punct. Da. Mulțumesc, domnul Grama. Nu. Domnule președinte, vă pot spune decât atât. La proiectul de buget avem niște amendamente pe care vi le supunem la momentul ăla pe solicitarea pe care a făcut-o astăzi Clubul Dunărea Călăraș să venim cu o completare de cotizație de 500 de mii de ron pentru a putea să-și ia un salariu. Ca să putem să plecăm la baraj, măcar cu o mulțumire că am mai diminuat în drepturile salariale pe care urmează să-și le ia fotbaliștii. Asta o să fie la dumneavoastră, o să dezbatem când ajungem pe acel articol. Da, să vie locul 1. Haideți să discutăm de la proiectul numărul 2 o să fie rectificarea și aici o să-l discutăm exact. Noi deja am început mai devreme pentru că am atins acest subiect sensibil, fotbal. La rectificare. Da. Am și eu o problemă de legat de acest subiect. Vorbe sunt preocupări și din partea de mai multor colegi de-ai noștri. Sigur că noi
toți probabil în diverse grade, suntem iubitori acestui sport. Și vrem să menținem. Dar pe formula actuală, vedem că nu putem. Nu avem această capacitate. Diversul nu poate. Mai ales singur. În cauza asta fac o propunere la Consiliu, pentru că n-am făcut-o niciodată, să privatizăm această activitate. Vrem. Sigur că, domnul, e cea mai simplă problemă de a găsi un județ și de bani, dar foarte complicată. Noi nu avem bani să facem drumuri de care văd că există și foarte bine, că vrem să le modernizăm cât mai repede. Dar treaba asta cu formalul, eu am două reține. Una, structura echipei. Nu știu câți călărești încă ține, dar am fotbaliști. Sigur, avem, felicit avem. Pe domnul Gane. Avem și călărești. Pentru faptul că e directorul tehnic. Pentru faptul că a fost un fotbalist. Deosebit. Și merită să activeze în această... Domnul Vârtejean, da. Nu poți să faci echipă lăsați-mă puțin. Pierdem timpul degeaba. Ce nu, avem și dacă pierdem timpul, pierdem banii. Ce bani pierdem? Oricum trebuie. Eu cred că trebuie să găsim formula. Vreți călăreșeni? De unde? Că să nu faci performanță, nu poți să faci numai că ești în călăreșeni. Asta face peste tot în toată lumea. Iar dacă se călărășește, asta nu reprezintă călărășul, indiferent. Unde se călărășește? Dacă privatizăm această activitate, că văd că rezultatele cele mai bune și în fotbal sunt a celor care sunt pe primele patru locuri, nu? Așa am reținut. Da, deci dumneavoastră vă puteți implica. Privatizați. Și atunci alegantii. De Liga 1 vorbesc. Vorbesc de Liga 1. Da, am înțeles. Sperăm să intrăm în Liga 1. Costurile vor fi... Toată lumea. Bun, costurile vor fi tot mari. Mai mare. Și vedem mai mare. Auzi, am mai trecut prin aceasta. Dacă suntem echilibrați... O secundă, lăsați-mă să-mi trec. Și pe acest motiv, spun, dom'le, poate e mai bine să discutăm mai... mai insistent vis-a-vis de această treabă. Fiindcă posibilitățile financiare a unui județ care suntem totuși în coada județelor până țării, acum, ca putere economică vorbesc. Echipa a fost susținută. Eu chiar mă întreb și pun o întrebare așa pentru noi. Doamna, dacă știm PIB-ul acestui județ. Nu, dar până acum echipa a fost susținută. Nu, eu știu cum a fost susținută. Nu contează. 95% a fost susținută de Consiliul Județean. E un lucru bun. Da, mulțumim, dar domnule consilier, am înțeles. Eu vreau să mă atez. Să se noteze în procesul verbal căutarea unor sponsori în vederea privatizării. În vederea privatizării și cedarea părților sociale pe care le deține Consiliul Județean, da? Să ducă către un alt investitor care solicită, care ar dori să susțină echipa Dunărea Călărași. Nu uitați în procesul verbal. Am consemnat, domnule consilier. Domnule președinte. Da, domnule Dumbrava, da, domnule consilier. Am o mare rugăminte a dumneavoastră. Este foarte bine că ați venit cu un amendament, sau înțeleg că este un amendament și rezolvăm problema aceasta care este foarte importantă și care le dă fotbaliștilor pe ultima 100 de metri acea energie necesară să rămânem în divizia de A. Dar am o rugăminte. Imediat după aprobarea acestui proiect de hotărâre, a trebuit trimis la prefectură să dea imediat aviz de legalitate, să nu avem surpriza că acolo se oprește și iar promitem degeaba. Dacă este nevoie și dacă nu dă aviz de legalitate și este o altă problemă, să domiți de îndată o altă hotărâre. Aveți liderul PNL-ului, bă, Deculescu. Deculescu, le atacă sau nu? Deci problema dacă este hotărârea să ne spună ce a atacat prefectul ilegal, și problema că hotărârea ilegală. Deci asta ce zice domnul Dumbrave, că are dânsul niște impresii că s-a lucrat. Hai să fim serioși. Dacă vreți să intrăm pe partea politică să ne contradicem aici, domnul Dumbrave. Nu m-ați înțeles. Eu nu am nicio impresie. Spun decât atât. Haideți să fim serioși. Facem niște promisiuni.
promisiuni, aprobăm o hotărâre de Consiliu și să nu fie o promisiune de șartă. Deci adică facem, aprobăm și vedem dacă hotărârea e legală sau nelegală. Asta vedem, asta e obligația prefecturii. Să ajungă la prefectură, dacă prefectura are obiecție, să le facem o și să facem ședință de îndată și să corectăm, să aprobăm acest lucru. Vă asigur eu că dacă votați amendamentul, o să producă și efecte. Asta și da? Se aprobă cotizația anuală ce revine județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș în calitate de asociat, membru fondator pentru Asociația Fotbal Club Dunărea 2005, cu suma de 2.600.000. Cotizația aprobată de Consiliul Județean Călăraș va fi utilizată de Asociația de Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2600 este vorba de ce am plătit 1 pe 12 plus ultima tranșă pe care o dăm în momentul acesta. 500.000 de lei solicitați astăzi în ăștia 2600. Aici, doamna Petcu, referitor la fotbal. Vă rog pe doamna director economic să ne spună de unde va lua cei 500.000 de lei, din ce cont bugetar și dacă și pasa și cum să numai puțin. Avem un buget la alte acțiuni. Avem un buget, da. La alte 600. La alte acțiuni. Alte acțiuni, da. Ce înseamnă alte acțiuni? Doar la capitolul cultură, în același capitol. De la element la element. Exact, tot face. Eu de la cultură a rămas de la centru cultural și am mutat la sport. Cultura, sport, religie. Și anul 2020 cum s-a încheiat? Cu deficit sau cu excedent buget? Nu, deficitul a fost acoperit cu acord lege. Deci, legea spune clar. Dacă există deficit, nu există... Noi întrebăm nu există deficit. Deficit există cât îl înregistrăm la 31 decembrie. Noi avem fondul de rezervă al Consiliului Județean. Exercițiul bugetar a fost completat în fondul de rezervă al Consiliului Județean și noi nu înregistrăm deficit. Da, deci Consiliul Județean Călăraș nu registrează deficit. Înregistrează deficit care a fost acoperit. Da, mă, dar legal, dacă a fost acoperit, nu mai e deficit. Da, dar la 31 decembrie nu se compensează. Ba da, se compensează. În contul de întregare. Este acoperit. Ulterior puteți să faceți legătură de conturi. Nu e nicio problemă. Măi, eu discutăm bilanțul și balanța, începând de la societăți până la autorități publice locale, se depune în martie. Noi până martie se face toate reglările din punct de vedere al așezării sumelor și din punct de vedere contabil. Noi nu avem deficit. A fost acoperit prin lege că deficitul era plusul nostru. Acel plus... Nu. Să facem o adresă către ANAF. Nu, dar sunteți pe lângă subiect și vă rog multe să înțelegeți. Nu e corect ceea ce susțineți, nu susțineți corect. Cum spuneți dumneavoastră? Să mai subliniați faptul că... Da, acum la momentul ăsta, întrebări dacă mai sunt pe amendamentele. E vorba de cele DALI și pentru DGASFC, spitalele și DGASFC. Amendamentele și avem unul pentru sport. Da, domnule consiliere? Pentru sport, vreau să întreb, în suma aceasta ați cuprins și pentru echipele care le-ați evidențiat înainte? Nu. Aceasta urmează. Ați primit documente? Sunt în buce. Sunt cereri. Eu am la mine, deci și la dumneavoastră. Le avem pe toate. Domnule președinte, vă rog să țineți cont că și acolo tot performanță se cheamă. Eu echipa din Borcea, sunt două echipe, le-am ținut ani de zile din buzunarul meu personal. Acolo este într-adevăr performanță. Sunt de acolo au fost luați oameni care au fost aduși la Dunărea și Dunărea, de-aia a ajuns la nivelul acesta. Un Ivan Tudorel, un Boieru care e de la Jegălia, care sunt, deci sunt fotbaliștii mei care i-am crescut eu. Dar nu contestăm. Frumos să țineți cont la repartizarea aceasta, măcar de ce am scris noi acolo și să atunci am încredere că și dumneavoastră doriți sport cu adevărat. În câte mandate de consilier județean aveți? Da. Am unul singur, dar de comună am foarte mult. De comună aveți foarte mult. Da. Zi-mi despre ce vorbim. La diferența între comună și consiliul județean e diferit. E clar, nici nu stăm. Dacă dumneavoastră votați împotriva proiectului de hotărâre, dumneavoastră credeți că noi suntem dispuși să vă aprobăm dumneavoastră ceva când dumneavoastră sunteți împotriva proiectului de hotărâre ale Consiliului Județean? Eu personal m-am văzut personal pe dumneavoastră că votați împotriva sau vă abțineți. Eu care... m-am votat împotriva? Ați votat proiectele Consiliului Județean? Domnule, votați împotriva. În momentul când votați împotriva, înseamnă că aveți niște argumente că nu doriți ca dumneavoastră, ca o forță politică, să fiți un om reprezentativ pentru Comuna Borcea de unde proveniți. Un om care vine politic. Trebuie să aibă câteva principii.
ne-am bătut politic, am câștigat, avem niște câștigători, ne recunoaștem între noi, ne punem la masă și reprezentăm. La dintre nu ne-ați dat bani pentru comună. Păi nu v-am dat bani pentru că dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră nu mai ați dat principiu? Păi da, banii care i-ați primit prin hotărâre de guvern, nu i-ați dat banii? Noi vorbim de altceva, domnule. Păi nu, vorbim tot același lucru. Banii care i-ați primit prin hotărâre de guvern, nu i-ați dat bani? Și uitați-vă, am și o mustață, sunt simpatic. Dacă v-ați lăsat mustață, poate mă gândesc la mustață dumneavoastră. Cu valoare 11 miliarde, Ionel Tatu, care de altfel e un băiat de nota 10. Băgați-ne și nouă măcar jumătate din valoarea lui de păi monedă virtuală. Deci dacă ne băgați și noi asta pe hotărâre de guvern niște bani la primarii noștri, să vedeți ce vedem. Păi și noi cu mare drag îi dăm pe cei de care avem și noi primiți. Da? Și facem acest echilibru. Da, rugămintea mea să analizați dumneavoastră. Deci puterea votului dumneavoastră reprezintă și puterea să susțineți Comuna Borcea și echipa Borcea. Da? Dacă sunteți împotriva proiectelor, consider că dumneavoastră doriți să faceți separatisme. Nu putem să votăm chiar proiectele fără să avem amendamente care nu sunt de acord cu ele. Avem și noi amendamente la unele proiecte și nu sunt de acord cu ele. Tot ce aveți depus în comisie sunt discutate în plen. Domnul președinte, aș vrea să mai adaug. Da, domnule Canea. Domnule Călăraș și-a primit și acordul FRF-ului pentru a juca în Liga 1, deoarece nu sunt datorii. Adică s-a primit licența pentru Liga. Da, datoriile se raportează la 31 decembrie. Exact. Deci clubul Dunărea Călăraș nu are datorii la 31 decembrie 2020. Da, domnule președinte Mezeșanu? Domnule președinte, sunt un suporter al sportului în general și al celui amator și al celui profesionist. Dar chiar nu putem să facem niște lucruri cu cap. Ce garanție am eu că peste 4 ani de zile nu o să desființăm și această asociație? Drept pentru care eu o să votez contra. Și asta este și o dovadă a faptului că la noi în partidul acesta mare, format din doi consilieri județeni, unul la acest proiect de hotărâre să voteze într-un fel, eu o să votez altfel. Și nu se supără nimeni. E problemă. Da? Deci vă rog să luați acest vot contra. Iar o să zice dacă nu putem să-i susținem. Nu. Echipa de fotbal va fi atributul Consiliului Județean al dumneavoastră și în funcție de dorințele dumneavoastră, această echipă va rămâne, va face performanță sau ne ducem acolo unde nu este loc. Decizia va fi a dumneavoastră. Deci criteriul e performanța. Dacă nu e performanță... Nu, dacă nu se duce acolo, unde e loc. Dacă nu doriți să o susținem, ea trebuie să ducă acolo unde este loc. Avem nivel de divizie B, stăm în divizie B. Avem nivel de divizie C, ne ducem în divizie C. Da. Eu nu văd în momentul ăsta că pentru tot ce s-a cheltuit până acum, să spunem, sunt îndreptățite și anumite, să spunem, intervenții ale dumneavoastră. Sunt bani cheltuiți și sunt, să zicem, ca priorități. Această performanță din studiile pe care le-am făcut eu în 2018 ne-a dat un indiciu. Toți de aici, care sunteți consilieri, să știți că avem un singur lucru. La 4 ani dăm și noi raportul ce am făcut în acești 4 ani. Și populația a constatat câteva lucruri. Mai lasă-i așa cum sunt ei, că sunt toți la fel. Nu vreau să dau exact cum reproduce populația. Măcar să ne facă și nouă câteva lucruri bune în Călăraș. A fost handbalul Iurea un lucru bun. 64% se pronunța pentru handbal de performanță. Iar 65% din populația intervievată și au fost peste 1500 de persoane intervievate, care au spus clar, 65% vor să aibă fotbal de performanță. Spun și că sunt mândri că am fost în divizia națională și atunci e un efort destul de mare. Dar dumneavoastră, prin intervențiile pe care le-ați avut de-a lungul timpului, poate unele au fost chiar de luat în seamă pentru că prea mulți bani s-au dus în zona sportului și au anunțat alte lucruri prioritare Călărașul. Dacă le definim pe viitor și astăzi trebuie să cu toții să dăm, punem umărul, să sprijinim, dacă promovăm iarăși divizia națională, să ne menținem în divizia națională, pentru că acolo vom primi o mare sumă de bani care ne va asigura, drepturile TV ne va asigura o funcționare mai lejeră decât ce s-a întâmplat acum. Sunt și greșeli în timp pe care le-am făcut, cu schimbări aduse mai forțat și trebuie să și le recunosc. Acolo unde am greșit, recunosc că cred că lipsa de a înțelege ce înseamnă divizia națională și ce înseamnă oamenii de sport care știu cu ce să mănâncă și cu ce să gestionează aceste performanțe de divizie națională. Dar toate astea le facem împreună. Da, domnul Inginer.
la începuturi, până să ajungă echipa de fotbal sus, totuși echipa de handbal în Călăraș aici avea mai mulți susținători. Atmosfera, acum e păcat că avem și o clădire, o incintă, unde se pot derula aceste competiții sportive. Eu am fost la câteva meciuri cât am putut, dar atmosfera din sala de sport la handbal era de 1000 de ori mai frumoasă decât cea de pe terenul de fotbal. Pentru exemplu, vreau să zic atmosfera, e ca o chestie mai înțeleg. Ai de 1000 de locuri pe stadion? Problema este că acest sport, handbalul, totuși dădea niște exemplu la tineretul ăsta în sport. Cât sunt ei? Încă care mai au de ales ceva? Poate trebuie musai să facem, să readucem înapoi echipa de handbal. Noi cred că dacă ne punem în poziția de a susține o ramură sportivă și asta să fie fotbalul, pentru că în spatele echipei Dunărea Călăraș mai sunt peste 200 de juniori. Sunt antrenori și juniori care sunt în spatele echipei de fotbal Dunărea Călăraș. Mergând ce am stabilit înainte, că nu ne implicăm, se implică doar primăria, eu zic că nu o să ajungem până acolo, trebuie să se ajutăm și pe ei. Văd eu așa în viitor. N-avem cum. Ținând minte ce s-a întâmplat totuși mai anul trecut, ai să fim serioși că s-a mai pus omorul școlă-școlă. Și într-o parte și într-alta. Ce vreau totuși să atrag atenția, chestia asta, de ce a picat? Că un jucător ne-a dat în judecată și am luat nu știu cât. Aici totuși trebuia prevăzut. Conducerea trebuia să-și dea seama. Eu dacă nu plătesc pe ăsta, tras în alarmă. Nu să vă spun că... Nu, deci... Eu am considerat că o clasă politică pe care ea e acuzată de, să spunem, de oamenii vremii, e cea mai dificilă politicienii. Dacă vă duc la fotbal, e de 10 ori peste noi. Vreau să vă spun ce pățim acolo, ce pățim cu ei, organizați, cu avocați, cu lume care nici nu o înțelegi, îți povestește, te pune, te bagă într-o emoție psihologică, că nu mai avem jucători, nu avem, nu să luăm, trebuie să luăm pe ăla, trebuie să luăm pe ăla, trebuie să luăm pe ăla. Și te trezești la un moment dat că zici, bă, dacă te sună 20 de inși, 30 de inși, te sună unul, te sună doi, zici, bă, cred că ăștia au dreptă, dacă te sună 30 de inși, acum trebuie să luăm jucători, trebuie să faceți performanță, trebuie să... Când te trezești, și trebuie să înțelegeți că eu am recunoscut și greșelile care le-am făcut în timp. La un moment dat, Alex a adus la Călăraș 47 de fotbaliști din afară. Oameni buni, 47 să plătești 47 de fotbaliști și n-a fost fotbalist plătit sub 3.000 de euro. 150 de milioane de euro. Deci gândiți-vă că a fost un efort financiar al Consiliului de Țean să poată să mențină echipa în divizia A foarte mare. Pentru că noi puteam să avem 25 de jucători mai cu valoare mare care să poată să țină echipa în divizia națională. A fost un moment în care nu s-a gestionat corespunzător, s-au semnat contractele fără să fie analizate. Acum, la momentul ăsta, nu mai se semnează niciun contract până nu trece prin Consiliul Director și prin Adunarea Generală. Pentru că, la momentul ăsta, trebuie să punem în Consiliul Director și dacă vă pricepeți, v-aș propune să faceți parte din Consiliul Director de la fotbal. Că văd că vă pricepeți la fotbal. În prima modificare... Vă la agricultură. Nu. În prima modificare o facem. În viitoarea ședință vă propunem în Consiliul Director al echipei de fotbal Dunărea Călăraș, pentru că avem nevoie de oameni care se pricep la fotbal. O să vedeți că nivelul pe care cu toții l-am cunoscut până acum e un nivel de bun simț al fotbalului călărășean. Cu ce vin cei din afară ne depășește și până oamenii politici care uneori trebuie să fim la limită cu niște promisiuni. Da. Acând în fotbal, ăștia ne-a depășit cu mult. Da? Ne promite și luna după ce și stat, stat și nu, dar și au legi separate cu și cu, cum să spun eu, cu o funcționare foarte rapidă a unor nemulțumiri. Să concretizează, depune memorii, memorii analizat, îți spune poprire pe cont, adică discutăm că funcționăm într-un ritm extraordinar de dificil. În ideea acum asta îl povestim și în ideea asta vreau să vă propun să faceți parte, să vedeți că în fotbal, lucrurile sunt foarte mișcătoare și cu viteză foarte mare. Să știți că avem același lucru, că schimb. Da, da, sunt mai calme. Mai domoale, mai calme. Mai ușoare. Poți să tratezi la piață cu ei, da. Aici nu poți să tratezi deloc. Aici vin ei peste tine și vin și organizați peste tine.